Îmi pare rău, am pus pauză și s-a întrerupt, așadar, sper că dacă ați deschis acest videoclip, ați ascultat și prima parte, că poate nu voi mai spune încă o dată ce am spus atunci. Spuneam că situația în care sunteți, sunteți despărțiți de cineva. Din motive, aș spune, de comunicare și poate chiar n-a fost timpul să se manifeste ceva, timpul divin aud în plus. Însă, 4 și cu 3 este 7, numărul acestui an. În acest an, încet și sigur, aș spune că ieșiți din această situație. În ce sens? Veți vedea lucrurile altfel. Veți vedea lucrurile altfel, chiar această conexiune, poate că sunt două conexiuni pentru unii dintre voi, o legătură karmică și o legătură divină, un suflet pereche și un suflet karmic, poate că sunteți separați de ambele suflete, tocmai ca să înțelegeți ceva. Am spus mai devreme și repet, adică în prima parte, că aveți de protejat ceva, aveți de protejat o comoară voastră, simt în acest moment niște daruri divine pe care le aveți, trebuie să le protejați, eventual să le descoperiți în ce și sigur și să le protejați și cum faceți asta lucrând, asta e situația în acest moment, lucrând în grădina voastră, aveți iar niște daruri, lucrând cu voi înși vă veți descoperi niște concepte, niște potențiale ale voastre, divine, dacă sunt îngerași. Și, repet, lucrând la aceste concepte, veți vedea, de fapt, adevărata comoară pe care o aveți în voi. Și poate acest lucru se întâmplă în această, să zic, peșteră, în această însingurare, în această separare dintre voi și cineva. Veți descoperi o lumină care curge continuu din voi. Dar nu-i suficient să descoperiți nici comoara din voi, nici lumina, nici darurile divine. Nu este suficient. Va trebui să ieșiți la suprafață, să ieșiți în evidență. Am spus, e cineva, perechea voastră divină vă caută, e în lume deja, într-o anumită formă. Poate că e mai liberă decât voi, poate că... Dacă nu circulă în jurul lumii, poate comunică online despre lucruri pe care va trebui și voi să comunicați. Să ieșiți. Coming to life. Trebuie să ieșiți în evidență. Sunteți ca o operă de artă, dar care trebuie să își descopere scânteia de divinitate în această perioadă. Eventual, mai spre ce mergeți, veți înțelege ce n-ați înțeles. Claritate versus neclaritate. Veți înțelege ce n-ați înțeles. Că 13, am zis, înseamnă transformare, moarte și renaștere. Dar mai înseamnă ceva. După această moarte și renaștere și transformare, manifestați 1-3 ce abundența, grădina aceasta interioară, bogăția voastră personală, spirituală. Și eventual aceea vă va atrage sufletul pereche. Curățăm cărțile. Însă, ia uite, nici n-am amestecat bine. Călătorie apare și sinele. Călătorie spre sinele vostru interior, superior, aș spune. Călătorie. Iar dacă sunteți separați de o distanță între, e o distanță între voi și o anumită persoană, călătorind, voi, ei, vă veți reîntâlni, vi se vor intersecta drumurile. Unul, am zis mai devreme, unul e întuneric, trebuie să iasă la lumină, cel din lumină trebuie să se adune un pic din, eu știu, din prim plan, ca să se intersecteze cu voi sau voi cu ei. Să vă intersectați unul cu celălalt. Dar trecând și peste această posibilitate, mai simt un mesaj, coming apart. Poate voi în voi înși vă împărțiți, sunteți fărmițați și trebuie să vă regăsiți.
prin meditații. E un mesaj foarte important. Apropo de transformarea personală, ceva în voi se dărâmă, se fărâmă ca să renașteți. Și renăscând, vă veți atrage perechea divină. E o chestiune de meditație, de regăsirea sinelui superior. Uite, 8 de bâte care înseamnă distanță, înseamnă comunicare. Interesant. Și aici a apărut mama invers. Aveți credință? Aveți credință că vă veți regăsi abundența, că mama înseamnă abundență, că împărăteasa înseamnă abundență, că vă... Interesant ce simt. Poate cineva, o mamă a pierdut un copil, dar aveți credință că totul va fi bine în viitor. Aveți credință că puteți să fiți mame, unele dintre voi. Aveți credință că îngerii aici este un înger, este un arhanghel, este de fapt nu arhanghel, este chiar serafim, ce am zis și la numărul 1, dar în un alt context. Îngerii, arhanghelii, serafimii. Vă protejează. Chiar dacă voi simțiți că este un anumit dezechilibru, separare, poate separarea care este în voi e de pe vremea când erați în preajma unei mame care nu avea timp de voi sau... Meditați la lucrurile astea, că sunt multe variante. O mamă sau antimamă sau care nu poate să se ocupe de copilul său. Sunt niște chestiuni. Niște chestiuni. Poate v-ați separat de o mamă. Și asta v-a produs niște traume, dar lucrați cu voi că se poate. Și aplicați ce am spus mai devreme, că are sens, din punctul meu de vedere. Curățăm cărțile. Hai să vedem în continuare alte mesaje pentru numărul 2. Hioc. Interesant. Apare intensitate și succes. Succesul călătorește prin lume. Poate că mama aceea e singură și voi călătoriți în jurul lumii. Poate. Sau, vindecându-vă de niște traume din copilărie, Repet, vă veți atrage sufletul pereche, pasiunea aceea care vă aduce succes și în plan personal și în plan relațional. Cu cine trebuie? Cu cine trebuie? Dar deocamdată sunteți într-o situație în care trebuie să meditați la niște, să vă găsiți echilibru emoțional după niște situații foarte neplăcute. Poate această separare, că nu întâmplător a venit prima, na? Niște gânduri, oameni care trâncăne în jurul vostru, încearcă să vă influențeze, găsiți-vă echilibru emoțional, independența financiară și aveți încredere că divinitatea, că universul vă pregătește ceva special. Păstrați-vă natura jucăușă, chiar dacă sunteți în plin proces, apropo renaștere, ce am zis, moarte și renaștere, chiar dacă sunteți în plin proces de transformare, păstrați-vă natura jucăușă, încrederea, independența financiară și echilibru emoțional. Hai să vedem ce alte mesaje vin, curățăm cărțile, pentru numărul 3. Nebunul, trebuie să îndrăzniți să o luați de la zero. Cavalerul de spade, evenimente, situații, mesaje neașteptate. În special, bruște. Numărul 2. Odată, uite, împărăteasa! Dacă ați avut de a face cu femei distorsionate, bărbați, femei, orice ar fi, femei care nu-și
Înțeleg feminitatea, misiunea, sensibilitatea. Își folosesc feminitatea cu scopuri sexuale. Da, femei distorsionate, că sunt mame, că sunt iubite, că sunt prietene, că sunt ciorfii. Aveți credință că vă veți vindeca și veți depăși acele situații, acele relații karmice. Și am zis mai devreme, separarea de acele relații karmice vă va aduce mai, da, încet și sigur, slow and steady, vă va aduce mai aproape de sufletul vostru pereche. Dar, între timp, repet, lucrați. Împărăteasa înseamnă abundență, înseamnă dragoste, înseamnă femeia divină, înseamnă dragostea învinge. Dragostea învinge. O dată, de două ori, de trei ori. Ia de tot sar cărțile, ce tot apare. Valetul de spade. Am zis mai devreme, posibil cineva care departe de voi vă urmărește. Trădări, separări, dureri. Dar, ia uite acasă. Poate vreo sarcină pentru unii, nu pentru toată lumea, dar... acasă, pentru moștenire, pentru bani, pentru... sau poate și un job. 8 de spade. Da, hai să vedem. Puterea. 8, 8, 13. Moarte și renaștere. Sunt numerele scorpionești. Moarte și renaștere, moarte și renaștere. Judecata, Pluto. Pf, ce cărți intense aveți. Doar cane majore. Nu știu, poate că unii dintre voi ori v-ați simțit reținuți, blocați mental, programați, îndoctrinați sau, exact ce am zis mai devreme, stați în întuneric. Poate să fie o încarcerare pentru unii. Unde era? Și așteptați ca cineva să vă salveze. Știți, sau știți că persoana cealaltă e liberă și voi nu sunteți liberi. Sunt multe variante. Poate să fie închisoare pentru unii. Dar dacă nu fizică, măcar metaforică este. E o închisoare. Dar în această perioadă, repet, găsiți-vă lumina interioară, puterea de a iubi, de a vă ierta, comoara interioară. Poate cineva a trădat pentru bani, protejați-vă banii și cei fizici, aud, din niște chestii măsluiri, aud măsluiri juridice, legale, în fine, să sperăm că nu, doar pentru foarte puțin. Dar, 8 de spade, aveți puterea. Aveți puterea să vă transformați, să renașteți. Și îngerii sunt alături de voi. Și sufletul vostru pereche, chiar dacă e la distanță, e alături de voi. Unul e liber și se uită, am zis mai devreme, se uită după voi. Vă cheamă energetic, vă trimite energie, lumină energetic. Interesante mesaje. Vedeți, este soarele. Soarele reprezintă zodia leului, egoul, moartea egoului și transformarea, exact ce am zis mai devreme. Vă separați de relațiile care v-au blocat în terestru, în material, în piatră, în karmă și vă transformați și renașteți. O variantă mult mai înaltă. La capătul se... 5 de cupe. Cineva este în doliu? Nu știu. Pești, drac, scorpion. Poate. Sau regretă că... regretă că nu m-a manifestat o idee, o pasiune. S-a lăsat influențată de vorbe, de mistificări, apropo de claritate și neclaritate, de jocuri mentale, de intrigi, de invidii. Continuare, clarificăm 8 de spade pentru... nu, 8 de spade, 0. Asta e, trebuie să ieșiți. Trebuie să faceți eforturi mentale să ieșiți. Thank you.
din acel blocaj. Eventual să aveți încredere că veți ieși. Pentru că apare și, ia uite, face, credință. Aveți încredere că veți ieși. Clarificăm puterea. Că da, ai putere. Trebuie să ai încredere că te vei transforma, chiar dacă ți-e greu. Posibil totuși cineva vă susține energetic. Ce cărți au venit aici. Iar trădări în legătură cu niște bani, e o mamă sau o rudă, sau o persoană pe termen lung, o soție, o prietenă, prieten pe termen lung, trădări în legătură cu banii, cu aspectele materiale. Dar trebuie să vă ridicați, da? Faetonul, ce am zis și la numărul 1, mergeți, veți merge, trebuie să aveți puterea să mergeți mai departe. Ce lăsați în urmă? Manipulări. Magicianul. Cineva v-a manipulat. Ați fost între două situații. Una care v-a ținut pe loc, ia uitați, e bâta care vă ține pe loc și alta liberă. O relație karmică și o relație darmică, divină. Cineva v-a manipulat în acest context. V-a dezinformat cu claritate versus neclaritate. Ia uite. Între manipulator și dragostea adevărată, între iluzionist și dragostea divină, cea care vindecă. Aici este. Dar aveți puterea să vă ridicați. Și repet, persoana care vă iubește, chiar dacă nu e la distanță, vă trimite energie benefică. Posibil trebuie să comunicați sau veți auzi vești sau voi veți trimite, e variază de la om la om. Și această comunicare va fi inopinantă, aud, dar și originală, creativă, pasională. Va reaprinde ceva, eventual. Că apare și intensitatea. Vă va inspira, interesant, să mergeți mai departe, să depășiți blocajele, problemele. Justiția, iar probleme legale. Eventual cineva e căsătorit cu o persoană conflictuală, care îi place să bea, dar depășiți problemele. Clarificăm judecata. Nu toată lumea e căsătorit cu o persoană conflictuală, dar pentru unii am zis. Judecata, ia uite, 10 de bâte. V-ați consumat energia în ce nu trebuia. V-au pus mulți în cârcă niște lucruri, niște responsabilități. Poate prea multe pasiuni pentru unii, poate prea multe responsabilități pentru alții. Ideea este că ce a fost, ce vechiul, 10, e un ciclu, vechiul va consuma, ciclul vechi va consuma, trebuie să renașteți. 10 este și numărul roții, roata norocului are același număr, 10. Și aici aveți 20. Trebuie să... Nu e doar un ciclu, sunt mai multe cicluri. Interesant spre ce mergeți, ia uite. Fi interesant. Nu e cineva, iar apare împărăteasa 5 de cupe. 5 de cupe. Înseamnă doliu, împărăteasa înseamnă mamă. Sper că, sau tată, nu știu, poate cineva și-a pierdut o mamă, un tată. Dar, în plus, și-și face greșit și plânge, sau voi pentru ei, sau ei pentru voi, dar împărăteasa înseamnă dragoste, înseamnă iertare, înseamnă înțelegere. E un anume tip de vindecare. Cu alte cuvinte, este un mesaj pozitiv. Într-un context dureros veți renaște și veți avea parte de abundență, că mai apărut împărăteasa, nu e prima oară când apare. Și aici este împărăteasa invers, mama e invers. Niște chestiuni, voi înțelegeți-le cum vreți. Curățăm cărțile, clarificăm, 8 de spade și nebun. Da. Ia ca așa. 6 de cupe. Sunt oameni din copilărie care v-au blocat, poate să sperăm că nu oameni cu care aveți copii, 6 de cupe ține de copilărie, de copii, iar mamă, copii, judecată, ciudat. Însă, repet, veți renaște din situația asta, veți renaște înspre dragoste, înspre speranță, ia uite, spre stea, spre vindecare. Doamne ajută!
clarificăm puterea lui de spade. Azi, blocați ce pe cei care v-au magicianul iar. Au vrut să aibă control asupra banilor într-o anumită formă. Poate chiar au controlat prin sex cavalerul de bâte. Au creat decepție, uite. Poate voi, poate ei, nu știu. Dar blocați. Doi de spade înseamnă și blocaj. Faceți o separare între minciunile din trecut și adevărul care se poate manifesta de acum încolo. Atârnă de... Vedeți voi, grafica asta ține de viață. E o chestiune de viață și de moarte. Minciunea va duce moarte. Adevărul aduce viață. Clarificăm judecata și 10 de bâte, pardon. Iacă. Vocea, dar a venit invers. Nu v-ați folosit vocea, nu ați cuvântat sau cineva v-a manipulat. A tăcut asupra unor lucruri. Însă știți ce? Sunt niște versuri foarte puternice aici. Nu știu dacă se văd, dacă dau mai de aproape. Zice așa. Sunt. Trebuie să vă lăsați în voia divinității, să lăsați să curgă, să canalizați informațiile divine care vin prin voi, ca să puteți manifesta această renaștere. Totuși, sau poate nu vorbiți cu cineva, în această perioadă de tăcere, de transformare, nu vorbiți cu cineva, e o tăcere între voi și cineva, posibil. Vedem o carte pe judecată și 10 de bâte și această tăcere și această transformare și a voastră și a lor, eventual, vă obosește, vă consumă energetic, însă conectați-vă, repet, la intuiția voastră, la îngerii voștri, care vă dau putere. Chiar dacă nu vorbiți, puteți comunica telepatic, dar cel mai important trebuie să comunicați cu, repet, îngerii voștri. Mai dăm o carte pe voce, deci a venit invers. Voce. Clarifică în judecata 10 de bâte. Poate cineva încerca să vă exploateze și din cauza asta n-ați vorbit, nu ați spus sau ei n-au spus, nu știu. Vedeți despre ce e vorba exact, voi știți. Sau veți înțelege. După un timp, după această etalare, veți înțelege la un moment dat niște lucruri. Voce, vă rog frumos, voce. Împăratul. Exact persoana, mai, nu știu, împăratul. Un personaj care, împăratul, împărăteasa, concepția, Lilith, of, copilul, fa. Mai nu știu, deci am senzația că Lilith este antimama. Antimama, pentru unii dintre voi, este o femeie care a încercat să folosească, să aibă control asupra cuiva, asupra banilor, asupra unei poziții, prin copii, prin niște chestiuni, pentru unii. Și dacă nu e prietena voastră, poate să fie o rudă, poate să fie chiar și la job, eventual. Dar împăratul și concepția. Și Lilith. Lilith care nu e antimama, nu face copii, da? Dar folosește sau îi folosește pentru avantajul său. Deci este copilul. Iac. Însă, repet, va fi bine. Chiar dacă mai durează un timp, trebuie să înțelegeți ce a fost neclar. Mesaj de la îngeri. Ia uite. Întoarceți-vă inima către lumină. Și sunteți, veți descoperi că sunteți fără limită. Aveți în suflet, programat, să zic, întâlnirea cu sufletul pereche. Cu ei puteți zbura până la cer, dar până nu vă rezolvați problemele cu relațiile karmice, cam greu. Voi, ei, nu știu pentru cine citesc, exprimați-vă dragostea prin cadouri, fiți, susțineți pe cei care sunt în nevoie, că am văzut doliu. Sfaturi. Pentru numărul 2.
soare, zodia racului, în special, lăsați fricile să se dizolve. Racul ține de casă, de casă, de acasă. Mamă sau soție sau femeia cu care stați acasă. Poate că acolo au fost niște probleme pentru unii dintre voi. E o chestiune legată de zodia racului. Și nu că ați avea de-a face musai cu cineva în zodia racului, poate. Dar exact ce am zis. Sunt niște frici care trebuie depășite. Și fricile apar din cauza că s-a vorbit într-un anume fel, s-au manipulat lucrurile, realitatea. Oglinzile eseniene au distorsionate. Și chiar a fost manipulată și direcția cu această busolă, timp divin. Ia uite, lăsați trecut. Am zis că cineva stă în trecut? Nu mai știu. Parcă am zis, nu? Nu mai știu. Dar dacă... Da, asta ține de transformarea voastră. Lăsați trecutul. Ce a fost, a fost. Și aveți încredere că va fi bine. Totul va fi bine. Ăsta este un mesaj super. Totul va fi bine. Lăsați trecutul, blocajele, liberați-vă, transformați-vă, renașteți. Pentru că îngerii vă susțin. Depinde și de voi să vreți să faceți ce aveți de făcut. Ce a fost, a fost. Trădările au fost, pierderile au fost. Da. Cum spunea și Iisus, morții cu morții, vie cu vie, și când e vorba de moarte și de viață, se refera și la oamenii care n-au spirit, oamenii care manipulează. Aceia sunt oameni morți, chiar dacă sunt în viață, sunt morți din punct de vedere spiritual. Lăsați morții spirituali deoparte și mergeți către cei, exact, aceștia, fără, exact ce am zis mai devreme, relațiile karmice, sunt oameni morți din punct de vedere spiritual. N-au decât materie, n-au spirit. Relația sufletească de suflet, spiritual, va veni în momentul în care lăsați în urmă acel trecut. Acei oameni care v-au manipulat. Bărbați, femei, tată, interesant, mai au tată, care n-a avut voce, sau masculinul n-a avut voce, sau și-a folosit vocea într-un mod distorsionat, negativ. Și va încerca să exploateze într-un anume fel. Ori masculinul distorsionat, ori o femeie în energie masculină. Cum am zis mai devreme, care nu-și asumă feminitatea, nu-și asumă calitățile pe care o femeie ar trebui să le aibă. Nu sunt feministă în sensul extremist, dar femeile au niște daruri, au ceva special, nu? Călătoria. Călătoria are numărul 17. Aveți de vindecat. Ieșiți, repet, lăsați în urmă o relație negativă și mergeți către o relație pozitivă. Într-un anume fel. Doar că trebuie să aveți încredere. Nu uitați să aveți încredere. 24 să însemne ceva pentru unii dintre voi. Unde sunt cărțile? Aici. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că ați avut răbdare să ascultați până la sfârșit, chiar dacă am vorbit mai mult. Îmi scos și o pârlarea după atâta pauză. Sper să țină videoclipul. Cei care ați ales numărul 3, această cruce persoană, scuzați-mă, iarte, pică pe jos, probabil evenimente neașteptate, se lasă cu ceva zgomote, gălăgie, eu știu ce o mai fi. Dar, hai să vedem. Aveți un mesaj în plus voi. Care ar fi mesajul? Aha, interesant. În plus ar fi judecata și cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este un cuceritor care eventual trebuie să renască, să se transforme. Dar, există și o variantă frumoasă a acestui cavaler de cupe. Dați-vă în această transformare prin care unii dintre voi treceți, dați-vă voie să fiți vulnerabil. Cavalerul de cupe în varianta sa bună își deschide sufletul, e vulnerabil. Că de-aia poartă cupa sus. Nu este teamă, nu are chiar așa frică
să arate parte din sufletul său, să împărtășească din sufletul său în această transformare, renaștere prin care treceți. Interesant. Sunteți chemați, îngerii vă cheamă în această transformare să împărtășiți din sufletul vostru sau din ce veți descoperi în această transformare. 7 de monede este un... Avem Pluto, avem Peștera, Scorpion, avem Fecioară, aveți, în fine, și Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și Foc. Așa. Această transformare probabil că durează de mai mult timp sau e încetinită din cauza unui stres. Dacă vă faceți prea multe griji, amânați transformarea, amânați renașterea. Dacă vă lăsați consumați de griji, de gânduri, de tăceri, iar nu este bine, eventual ori voi, ori cineva este foarte stresat în ce să investească. Dar eu vă garantez că investiția în spiritualitatea voastră și în creșterea voastră, transformarea voastră, este cea mai profitabilă investiție. Mai ales că este 7 numărul acestui an. Hai să vedem unde sunteți, numărul 3. Unde sunteți din punct de vedere spiritual? Interesant. Ascultați, apropo de ascultați, ascultați și protejați, protecting, protejați comoara. Interesant. Interesant, pe ambele cărți observ o pasăre, o chestiune de comunicare. Probabil că nu comunicați cu cineva, dar trebuie să ascultați. Nu comunicați cu anumite spirite sau cu cineva, dar trebuie să ascultați ce vă spune intuiția. Poate ascultați prin muzică și primiți mesaje de la divinitate prin muzică în legătură cu voi, cu situația voastră, cu o anumită persoană. Și cu 3, 8. Ascultând, veți înțelege transformarea voastră și a situației prin care treceți, voi, eventual voi, în legătură cu cineva, ține foarte mult de felul în care ascultați. Oarece. Elefantul vine cu o memorie fantastică. O memorie din trecut, din alte vieți. Ascultați ce vă spun amintirile, eventual. Nu fugiți de ceea ce auziți. Posibil pentru unii, ceea ce simțiți referitor la o persoană, o persoană valoroasă, dar care trece prin probleme, prin ploaie, prin situații neplăcute, o persoană care are o comoară specială, și nu mă refer la bani, cât niște daruri speciale. Aici mi-atrage atenția lumina, mi-atrage atenția coroana, regalitatea, noblețea, cu alte cuvinte. Poate vine dintr-o familie specială. Și special variază de la un om. Că sunteți voi, că este persoana la care vă gândiți, variază. Această persoană este protejată. Poate că voi vreți să o protejați. Și mai frumos dacă participați la protecția acestei persoane. Dacă e vorba de voi, și poate să fie vorba și de voi și de altă persoană, nu uitați că situația prin care treceți e neplăcută, dar sunteți protejați. Și în continuare, sub această umbrelă protectoare, scut protector, poate aveți o aură, opa, cu scut și cu elefantul, aveți o aură puternică de manifestori, de oameni care sunt creați pentru lucruri mari. Ascultați, listening. Ascultați ce vă spun mesagerii divini. Și mesagerii divini vă vorbesc oricând, și prin ploaie, și prin zilele senine, și prin muzică, și prin imagini, și prin tarot, și prin cărți, și prin multe. La capătul, spre ce merge? Spre o nouă existență, bon collector.
Pentru mine această carte este unul magicianul, dar o nouă capacitate de a manifesta și de a vă descoperi, apropo de familie, de regalitate, de noblețe, de calități speciale, de a vă descoperi ADN-ul spiritual, poate unul, eu știu, foarte vechi, antic. În fine, e timpul, vă apropiați. 5:3, 8, 3:9, 12. După o perioadă de stagnare, intrați într-o perioadă de transformare, să zic, mai rapidă. Și veți manifesta această nouă etapă. Ia uite ce frumos. Interesant, seamănă, sunt cărți, nu seamănă mult. Sunt cărți care duc către numărul 2. Cărți, nu toate. Veți ieși la viață după o perioadă de, cum am zis mai devreme, de stagnare. Dar stagnare necesară, pentru că știți cum e? Uneori aveți impresia că lucrurile stau pe loc sau că aveți prea parte de numai necazuri. Dar nu sunt doar necazuri. Voi, de fapt, sunteți protejați. Vă plouă un pic, vă udă. Vă înfrigurează, dar sunteți protejați. Și nu doar voi, ci și calitățile voastre. Și interesant, și mă refer numai la bani, la avere, cât la darurile voastre. Cavalerul de cupe vorbește. Dacă cineva vorbește din suflet și vă aduce, eu știu, vești despre renaștere, despre judecată, cum să judecați, cum să ascensionați, ascultați. Pentru că vă vor ajuta în această nouă etapă, în ieșirea la viață din Matrix, din pământ, înspre spirit. Va trebui să străluciți, am zis, să oferiți, vedeți, să oferiți publicului, celor din jur, ceea ce veți descoperi. Însă, hai să mai vedem alte cărți. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Ia uite, nici nu m-am așteptat. Intuiția. Folosiți-vă intuiția. Poate că sunteți mari preoți, mari preotese. 22 sunt semne ceva pentru unii dintre voi. 22 este număr maestru. 2:2 este 4. 4 ține de stabilitatea aceasta fizică, dar dincolo de stabilitate. Deci, stabilitatea fizică o veți descoperi nu prin muncă, prin stres, cum am văzut mai devreme, ia uitați, nu prin muncă, prin investiții financiare, prin stres, prin epuizare fizică, nu. Veți descoperi stabilitatea, inclusiv financiară, prin alte lucruri. N-aș spune magie, prin conectarea la niște calități foarte speciale pe care le aveți. Că sunteți voi, că e altă persoană sau poate sunteți și voi și altă persoană, iar variază. Însă, atracție fizică între voi și cineva, valetul de putere. Vedeți că și gluga asta protejează. E o energie divină. Poate să fie energia energie feminină. Energia feminină este protejată de străbuni, de familia, deci genealogia din care veniți, pe care o veți descoperi. Și acum energia feminină poate să fie energia feminină și din voi, dacă sunteți bărbați. Acum, dacă știți că sunteți conectați la o energie feminină foarte intuitivă, foarte specială, ascultați, eventual protejați-le, pentru că merită. Dacă nu aveți nicio energie feminină atât de specială, deși mă îndoiesc că toți. Această energie feminină este dar e protejată, vedeți? E protejată. Are o energie negativă în preajmă. Ca și ciupercile astea otrăvitoare. Are o energie negativă în preajmă. Nu este a ei, este a altor persoane sau a unei persoane. Nu cred că e a voastră, musai. Poate voi vreți să-i protejați, nu știu. Dar, repet, dacă sunteți voi, conectați-vă la intuiția voastră. Noaptea probabil primiți niște informații speciale. Ascultați ce informații vin. Regina de foc, interesant, și asul de spade. Regina de foc este o persoană creativă, pasională, regală. Nu e o
obligatoriu să fie soare în semn de foc, poate să fie și ascendent și Venus și lună. Energie feminină plină de creativitate, de pasiune, de magie. Veți afla adevărul. Și când veți afla, pentru că asul de spade comunică, spune, rostește, spune câte sinonime vreți, un adevăr, ascultați acest adevăr că e foarte important, vă va transforma viața, relațiile. Între cer și pământ, interesant. Trei de spade. Trei de spade, nu de aer, nu. Nu, de apă, vreau să zic. Ai și spade. Probabil că e o decepție în legătură cu un suflet pereche. Prin orice situație ați trece voi sau persoana dragă, să știți că sunteți protejați, lumina e deasupra. Hai să vedem alte mesaje. Curățăm cărțile. Poate are cineva ca și totem păianjenul care țese, care creează, este un creator în timp de noapte, în special în întuneric. Este o forță, să știți, păianjenul, chiar dacă nu l-am studiat foarte mult, este o forță. Sau bufnița. Alte mesaje pentru numărul 3. Curățăm cărțile. Unde sunteți? Sunt multe. Dar aveți o greutate. Sunteți într-un triunghi. Într-un triunghi. Poate amoros, poate profesional, poate... E o relație karmică care vă ține pe loc, vă ține așa, și o relație darmică în lumină care vă atrage. Și e o greutate că nu știți ce să faceți unii dintre voi. Unii. Ia uite, creativitate. Am vorbit de creativitate la Regina Legute, printre altele, dar hai să mai vedem ce alte mesaje vin. Numărul 3. Ia uite. Mergeți. Lăsați-vă în voia emoțiilor un pic. Și ascultați-vă intuiția. Sunt elemente care țin de pești, de casa 12-a, a necunoscutului. Și veți experimenta. Iar o prietenie și o dragoste foarte specială. Ieșirea, iată. Seamănă un pic cu această carte, dar coming to life. Ieșirea din umbră. Din neștiință, din necunoștință de cauză. Din întuneric. Ieșirea la lumină, la viață. Uite, ieșirea din noroi. Aveți putere, aveți o putere foarte mare. Pe care o veți descoperi în voi. În această nouă etapă. În structura voastră adeneică, bom! Da, după o perioadă de izolare, isolation, de înghețare emoțională, care v-a încetinit multe lucruri, afectată de moralitate versus imoralitate, dar ieșiți la lumină și veți descoperi o prietenie care vă va sau dragoste cu doi de cupe, prietenie, dragoste, sunteți doi oameni foarte special, am zis amândoi, da, doi oameni, doi pomi, fiecare diferit, dar interesant, unul plin de încredere, altul plin de pasiune, dar împreună roșu și galben de portocaliu. Foarte atrași fizic unul de celălalt. Împreună puteți crea creativitate, da? Creați alte nuanțe, alte posibilități, alte lumi. Trei de bâte, aveți încredere în această experiență. Interesant, în această carte, Trei de bâte, experiența asta are o notă de nostalgie. De tristețe. Poate vă este dor de cineva sau vă este dor de acel ceva pe care frumos, pe care nu l-ați experimentat până acum, dar dați-vă timp
să treceți prin această experiență și ascultați-vă intuiția, ascultați intuiția, vedeți cum s-a așezat. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Uite, 2 de cupe. S-a oprit la 2 de cupe. E un suflet pereche. La care vă gândiți, care e în sufletul vostru într-o formă sau alta? Iar acest going with the flow cu acest elefant, încercați să vă conectați intuitiv la imagini, la amintiri din alte vieți. Din copilărie, dar i-aș spune din alte vieți simt. 10 de cupe. Este un mesaj de speranță că veți fi fericiți. 10 de cupe fericire. O casă fericită, un cuplu fericit, da. Odată, uite, 5 de spune. Sunt conflicte, sunt conflicte mentale, sunt jocuri mentale, sunt strategii, sunt... oameni care invidiază, de care trebuie să vă vindecați. Mergeți către... Ia uite, manifestați magicianul. Vindecați-vă de niște chestiuni familiare. Comoara fizică. Comoara nu este... Nu constă în bani, ci în spiritualitate. Ce am zis mai devreme. Vindecați-vă și manifestați o nouă călătorie a vieții voastre către destinul vostru, către staua voastră, către vindecare, către persoanele care vă vindecă odată. De două ori și tot apare. Iată, 6 de cupe. Un personaj pe care îl știți dintr-o altă viață. Iar apare 6 de cupe. Un personaj pe care îl știți dintr-o altă viață. Șapte de spade, mincinosul, fugăciosul, furăciosul, marea preoteasă, intuiția, spiritualitatea versus minciuni. Uf, regele de monede. Taur, fecioară, capricorn, pește, rac, scorpion, geme, balanță, vărsător. Ce cărți la capătul setului de cărți, regina de cupe, pește, rac, scorpion și elemente de pământ. Iar o separare între voi și cineva cu care ați avut o romanță, dar unul dintre voi a fost foarte defensiv din punct de vedere emoțional, sentimental. Cerca să-și protejeze sufletul. Și nu-i bine uneori. Când vine dragostea în viața voastră, nu-i bine. Și în acest motiv ceva între voi va separa, dar separarea vă transformă și separarea vă provoacă să munciți pentru vindecarea acestei probleme, să zic. 7 de spade, fuge. Fuge cu conflicte, cu adevărul pe care poate nici el nu știe uneori. Fuge de sine însuși. Marea preoteasă intuiește. Aici este. Hai să clarificăm. Intuiește, se detașează, nu fuge. Se ridică deasupra. E o mare diferență între a fugi de adevăr, de situațiile conflictuale și te ridica ca să înțelegi. E o mare diferență. Și apoi regele de monede. Probabil regele de monede. Cineva ascunde niște bani, ascunde o poziție socială, protejează niște bani, dar probabil că tacticile n-au fost tocmai bune. Ciudat mesaj, dar hai să vedem. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade pentru numărul 3. Odată. Nu am că nu mai fac. 7 de spade. 7 de spade. Ce face 7 de spade? Dar sunt două cărți care ascund. Ori o poziție socială, ori o poziție familiară. Poate cineva e căsătorit, un bărbat e căsătorit și nu arată că e căsătorit. Sau ascunde niște bani sau ascunde o poziție financiară.
De ce face asta? Pentru că n-are încredere. De-aia mesajul ar fi going with the flow. Dacă voi intuiți că acest personaj ascunde ceva, lăsați-vă ghidați de intuiție. Cavalerul de cupe. Aș spune că acest 7 de spade fuge de dragoste. Poate că este, a apărut mai devreme, un cuceritor, dar cuceritorul acesta ascunde multe lucruri. Ia uite, turnul separat. Exact ce am văzut. Cavalerul de cupe, cavalerul de bâte, marele cuceritor și turnul. Și... Păi, când cineva fuge dintr-un loc într-altul, dintr-o aventură într-alta, de la sex la suflet, aș spune, de la bâte la cupă, de la sex la suflet sau cauți sex și dai de suflet. E un pic șocant cu turnul, da? Cineva caută, a căutat sex, a urmat atracția fizică și a descoperit atracție senzuală, aș spune, sufletească. Și aceasta a creat un șoc în sine. Însă, poate a creat un șoc între amândoi. Unul dintre voi a fost mai aventuros sau este mai aventuros, însă separarea, șocul îi va transforma, pentru că apare 8 totuși. Celălalt a fost intuitiv, a intuit că e ceva neregulă și s-a ridicat, s-a detașat, a ascensionat. Însă hai să vedem ce e aici. Ia uite, 9 de monede, independență. Independența cuiva, energia feminină, am zis, e independentă, e protejată. Dar a muncit pentru independența sa? Nu i-a picat din cer, n-a făcut compromisuri. Pentru cineva văd moartea acasă. Moartea acasă, în fine, pentru cineva, transformare. Hai să vedem, Marea Preoteasă. Wow. 7 de monede. Intuiți că aveți de așteptat ca acest personaj să fie aventuros, să zic, mai fals, bun strateg, neimplicat, care fuge de implicare. Intuiția voastră că vă spune că, că va fi bine, dar trebuie să așteptați pentru transformarea lor, pentru că sunt într-o perioadă, ia uite, de conflicte, cu obsesiile, cu decepțiile, cu energiile lor negative, Capricornul. Nu Capricornul, vreau să zic diavolul, scuzați-mă, n-am nimic cu Capricornul, diavolul. Adicții, obsesii sexuale, conflicte interioare, de ce sunt așa atrasă. Dar 5 înseamnă și schimbare. Mai dăm pe regele de monede. Clarificăm regele de monede. Ar fi un mesaj în plus. Persoana neimplicată, de fel, într-un anumit context inițial sexual care se transformă în context sentimental, începe să se trezească, să se dărâme tot acest stil de viață și să-și descopere intuiția, să descopere că vrea stabilitate, vrea să muncească, vrea să investească într-o relație stabilă, vrea să fie stabil. Știu că pare ciudat, dar unii oameni se pot transforma. Însă, regele de monede. Clarificăm regele de monede. Wow. Da, cineva vrea să se transforme, să fie persoană asumată. Însă, da, să meargă către împărăteasă pe care a decepționat-o. A părăsit-o din cauza ora aventurilor, ori a unei vieți în care s-a implicat strict pentru financiar. Sunt două variante. Personajul s-a implicat ori doar în aventuri, ori doar în avantaje materiale. Însă, își dorește acest personaj să se transforme. Taur, Fecioară, Capricorn, Scorpion. Își dorește să se transforme și să lase în urmă aceste situații și să meargă către abundența adevărată, către dragoste, către energie feminină înaltă, care este protejată, cum am spus mai devreme. E aici. Energie feminină regală, nobilă, specială, cu calități, cu protecție specială, pe care a dezamăgit-o. A ales aventurile.
Poate că a fost și o căsătorie, o aventură în afara căsătoriei, că văd căsătorie și copii. Poate. În fine, mai dăm o carte pe 7 de... Ba nu, iau celălalt set de cărți. Apare și Regina de Spade ca... Ia uite, discuții. Discuții în legătură cu... Uf! Un blocaj mental sau încarcerare. Eu tot zic încarcerare. Hai să zic că... Închisoare, metaforică sau reală. 8 de bute e cea mai închisoare din tot arătul. Din tot arătul. Curățăm cărțile. Unii mai fac și așa ceva sau au probleme. Riscă. Riscă din cauza că n-au plătit nu știu ce, că n-au fost corecți, că au mințit. Riscă. Să li se dăreme întreaga construcție, întreaga viață. Clarificăm, te rog frumos. 7 de spade și restul cărților. 7 de spade. De spate, 8 de monede. Aș spune că trezirea acestui personaj merge, că mai zic, 7 și cu 8. Spre o dorință de a munci. A munci să fie independent, a munci să fie asumat, să fie serios sau serioasă. Emoțiile acestea. Aș spune emoțiile față de o energie feminină, vulnerabilă, intuitivă, Marea Preoteasă apare încă o dată, în echilibru, apă-foc, care își integrează experiențele cu înțelepciune. Marea Preoteasă și 7 de monede. Marea Preoteasă și 7 de monede. Wow! E bună. Hai, știi ce mai aud? Investiții nebunești. Cineva ascunde niște investiții nebunești care i-a dus la dezastru. Un mesaj. Investiții nebunești care i-a dus la dezastru. Le-a distrus poziția socială, profesională, financiară, chiar probabil familiară, dacă a fost o familie bazată pe nevoi financiare. Mesaj. Însă, intuiția vă spune, dacă situația e prea complicată, ar fi cazul să o luați de la zero. Clarificăm regele de monede și moartea. Poate moartea unui tată sau unui șef a afectat întreaga, eu știu, poveste. Poate, dar eu cred că și aventurierismul cuiva și minciunile cuiva a afectat. Ia uite. Iar apare 7 de spade. Cineva ascunde acum dragoste. Ascunde Jokerul. Măi, ce cărți! Știți ce aud? 9 de bute. Determinarea de a trece peste blocaje. O energie masculină, aș spune că se transformă și e determinat să treacă peste blocaje. Blocaje pe care și le-a creat singură, datorită stilului de viață. Aventurierism, Joker. Probabil și dorința de a juca cărți, de a juca Joker. De a se juca cu viața, cu dragostea, cu oamenii. Însă, vedeți voi, acest personaj se transformă și descoperă dragostea, regele de cupe. Jokerul descoperă dragostea, descoperă că are suflet. Și asta în relație cu această energie feminină foarte specială, care e protejată. Eu asta aud. Eu asta simt. Ce mai este? 4 de cupe, regretă. 4 de cupe, regretă. Cine s-a concentrat pe bani și pe minciuni, regretă. Pentru că acum începe să iubească. Deci, experimentează dragostea, împărăteasa. Ea apare a doua oară, 2 de cupe. Conștientizează.
Viața imorală pe care a dus-o în comparație cu viața morală pe care o descoperă în preajma unei anumite persoane, unui suflet pereche. Foarte special. Energie feminină divină. Că sunteți voi, că sunt ei, voi știți. Hai să vedem ce alte mesaje aveți. Cei care ați ales numărul 3. Rățăm cărțile. Cei care ați ales numărul 3. Da, după ce se dărâmă turnul, stilul ăla de viață nesănătos, trebuie să muncești la reconstrucția lui, să o iei de la zero, să muncești la transformare. În ce? Poate. Regele de monede se transformă într-un rege de cupe. Cum a zis cineva, învață să fie vulnerabil, să-și arate sufletul, să-l ofere. Face parte din renașterea sa. Ia uite, physical touch, nevoia, da, 47 să însemne ceva. Da, vedeți, energia masculină este îndrăgostită de o energie feminină care are, e înconjurată, ia uite, e protejată. Protejată. Are o energie foarte specială. Acolo este o comoară, este o coroană, este o umbrelă care protejează, chiar dacă e înconjurată de probleme. Aici este înconjurată numai de steluțe, de sclipici, de... Are o aură specială și lumină specială pe față. Deși femeia pare mai în vârstă un pic, dar nu contează. Ia, o adoră. Și totul a început cu această atracție fizică. M-am zis, cavalerul de băte descoperă că începe să simtă. Și de la Joker se transformă și rege de monede, care e falsa, care e mințea, care e așa, se transformă într-un rege de cupe. Eu asta văd, asta transmit. Ah, interesant, get to know each other. 44, număr maestru. Dar duce către 8. Learn to meet, așa, învățați să vă descoperiți nevoile în dragoste care pot să fie diferite. Ascultați-vă intuiția, ascultați ce spune celălalt. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt și îmbrățișați-vă emoțiile. Cereți ajutorul, posibil cineva are, ajutor, are nevoie de ajutor sau voi. A fost minciuni, iau-te. Au fost minciuni, însă. Au fost minciuni, au fost falsări de sentimente. Cineva nu a arătat că simte, decât că i-a tras fizic. Dar puteți să depășiți, sunteți fără limită, puteți să depășiți această situație dacă cereți ajutorul, dacă vă vindecați, dacă vă duceți la psiholog, la preot, la... puteți. Voi ei, mai ales cei care practică. Însă, a spune că va fi o comunicare între voi și acest personaj. Nu știu voi cine sunteți, dacă sunteți regele de monede, jokerul, dacă sunteți energia feminină intuitivă, nu știu, dar va fi o comunicare. Sfat. Ia uite, aveți încredere în norocul vostru. Fiți optimiști. Și fiți atenți la detalii. Primul pătrar de lună din fecioară. Fiți atenți la detalii. Spiritualitate versus materialitate. Aveți încredere în norocul vostru. Am senzația că cineva s-a jucat cu norocul sau a jucat la jocuri de noroc. Și a blocat adevăratul noroc. Însă, e chemat la transformare cu 5 și cu 3, 8. Să descopere, de fapt, alte calități, cum am zis mai devreme. Acum că sunteți voi, că sunt ei, în relație cu voi, variază de la 8 la 1. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor. Mă strădui să recuperez ce... Da, lucrul interesant apare numărul 22. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Sunt niște chestiuni care vin din copilărie, dar care vor fi vindecate dacă este alesă dragostea și nu banii. Cine alege dragostea și nu banii, se va vindeca.
Acum poate acest nebun să fie o nouă etapă în relația dintre voi sau dacă cine nu știe că trebuie să acționeze corect, nu acționează corect, să se pregătească ca celălalt să își vadă de drumul său. Însă, repet, ascultați mesajele pe care le primiți prin multe căi, inclusiv muzică, poezie, eu știu ce mai fi, ce alte. Căi, ce alte căi. Dragii mei, sper că v-a plăcut, sper că ați rezistat, am încercat să fie o leacă mai rapidă, primul număr a fost foarte lung. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Cei care ați ales numărul 4, acest soare negru, să zic, un soare negru, și la acest soare negru am asociat cărțile negre. Nu știu dacă aveți un mesaj, da? Aveți un mesaj. N-amestec celelalte cărți. Ia să vedem ce mesaj aveți. Spânzuratul. Numărul 12. 3 de monede, 6. Oh, 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 ce frumos. Trebuie să... Ați stat într-o perioadă, într-o... A stat în întuneric, soarele negru. A fost un soi de eclips. Eclipse of the heart. Aud. Oricineva v-a eclipsat încrederea în voi, lumina, potențialul. Cineva a încercat să vă controleze, să acapareze, să zic, toată energia din jur doar pentru sine. Dar învățați din această experiență, din acest sacrificiu, pentru unii, că poate n-a fost, pentru alții a fost, din această amânare a strălucirii voastre. Și învățați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, că veți avea parte de reconstrucție, de colaborări fructuoase, de victorii, de stabilizare, iaute, de înțelepciune, de romanță, de un nou început, de o nouă manifestare, de iaute, nouă de cupe, de fericirea fericirilor, dacă alegeți corect doi de spate. Dacă alegeți corect, aș spune. Dar, repet, stagnarea, amânarea acestor victorii, acestui, eu știu, acestei stabilități, a întâlnirii cu împăratul vostru, cu bărbatul vostru divin sau cu succesul vostru, împăratul și șase de bâte este succes. Bărbat, femeie, nu contează, aici este o femeie care are succes, care atrage atenția aici, este un bărbat care are succes, care pot colabora eventual. Amânarea acestor lucruri au fost necesare ca să descoperiți, să aveți încredere, să descoperiți și de calități. Și în primul rând, credință. Calități speciale, să mai primiți niște mesaje de la divinitate. Ia să vedem unde sunteți din punct de vedere spiritual în această perioadă. Numărul 4. Wow, ce frumos! Exact, astea sunt amânările. A stat într-un palat înghețat. Înghețat, că n-a fost soare, a fost întuneric. Dar urmează să vă întâlniți, coming together, cu bărbatul vostru divin, cu femeia voastră divină, cu perechea, bărbatul și femeia, oameni, doi oameni care au succes. Da? Ea are publicul la picioare, el lumea la picioare. Sau pot să aibă, dacă colaborează, pot să aibă și o familie eventual. Deci veți avea parte de perechea potrivită, de colaborările, dacă aveți pereche, de colaborările potrivite, profesionale. Dar, 9 și cu 10, încheiați acel ciclu de amânări, de sacrificii, încheiați ciclul acesta și vă transformați. Totuși, două ființe înalte. Girafa este un animal înalt, da? Și acum vorbesc înalt ca metaforă, înalte, vibrațional, profesional, nu știu cum să mai exprim. Înalte.
Interesant, apare și la voi metamorfoza, că la voi, că la numărul 1, eventual, metamorfoza. Amânările care au fost, au fost tocmai ca să vă transformați separat. Dar e transformare. Nu veți mai fi cum ați fost înainte, nici voi, nici ei. Și uite, această, eu o văd ca tot ca pe o amânare, o plutire așa într-un neant, dar foarte necesară, repet, ca să vă conectați la niște spirite care v-au ghidat în direcția potrivită. Eliberarea de acest îngheț, de acest întuneric. 4 și cu 7, 11, să însemne ceva, 22 pentru alții. Iar este îmbrățișarea. Trebuie să faceți o alegere. Trebuie să învățați să puneți intenția, să manifestați la lună nouă, să manifestați înspre creștere, nu înspre pierdere. În acest an, 2 și cu 5, 7. Înspre ce ține de intuiție și de justiție. Ascultați-vă intuiția și încercați să fiți corecți, în echilibru. Vedeți că aici este cineva, parcă face pluta, e în echilibru, e deasupra apei, deasupra emoțiilor. Nu e deconectată, plutește deasupra, nu e deconectată de emoții, plutește deasupra lor. Le simte pe unele. Dar pe cele care sunt la suprafață, care sunt aerisite, care sunt în lumină, nu pe cele care sunt ascunse, sunt în noroi. Și 22. Dacă puneți intenția corect, vă găsiți, creați o nouă viață stabilă. Creați maestria, apropo de 3 de monede, de cele două persoane care pot să lucreze împreună, să se transforme împreună, să vină împreună și să creeze ceva special împreună. Eu asta nu, asta transmit. Curățăm cărțile. Ce alte mesaje mai avem pentru numărul? Nu știu cum am pus cartea. Au venit două cărți invers. Interesant, au venit aceste cărți invers. Două suflete pereche care deocamdată sunt ori în separare, ori nu s-au întâlnit. Din cauza unor șase dezechilibre sau probleme justiție și din cauza lipsei de încredere a cuiva. Apropo de soare, soarele negru, eclipsă. Sper că nu va sub cineva de energie. Soare și plexul solar. Sper că, da, nu va consuma cineva energia. Nu va îngheța emoțiile într-un context negativ. Numărul 4. Ce alte mesaje avem pentru numărul 4? Ups! Regele de pământ și 9 de bâte. Era cât pe ce să se destabilizeze, nu? De bute în acest context. Nouă, mi-aduc aminte de eremite, fecioară, dar e nouă de bute, nouă de foc. Știu, chestiune de abstinență, de însingurare necesară, ca să descoperiți lumina. Puterea creativă, sexul poate fi foarte creativ. Nu e doar o chestiune care ține de plăcere fizică. Iar sunt alte discuții. Izolarea. Poate cineva a fost introvertit, introvertită și trebuie să iasă în public, să se descopere, să se dezghețe, și să iasă în lume, în public, ca să se întâlnească cu perechea sa potrivită. Dar pentru asta
trebuie să-și găsească valoarea realizările regele de pământ. Avem Taur, Fecioară, Capricorn cu aspecte, sau invers, cu aspecte în berbec, leu, săgetător, aspecte, planete. Însă. Regele de monede este foarte stabil, deține bogății speciale, succes, dar și stabilitate și înțelepciune. Acest personaj, nu dacă sunteți bărbați, dacă sunteți bărbați, trebuie să învățați să manifestați din dragoste pură tot ceea ce puteți să creați, stabilitatea, bogăția, valoarea voastră, să o creați din dragoste, un trandafir alb, din dragoste pură, cu sufletul deschis, nu doar muncind. Asta face parte din metamorfoza voastră, care vă aduce mai aproape de sufletul pereche. Amândoi, probabil, suflete mai înalte, 11, 12, poate 11, numărul lor sau al vostru, 22, al număr al celuilalt. În primul rând, trebuie să învățați să manifestați cu sufletul deschis, cu dragoste curată, chiar dacă sunt spini, chiar dacă sunt probleme, chiar dacă doare, 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 dar rezultatul este superb. Și când descoperiți această dragoste în voi, dragoste față de, eu știu, ce puteți să creați față de... Și de cei care v-au greșit, și de cei care v-au ținut în întuneric. Veți vedea lucrurile altfel. Veți genera interesant ce simt. Acum transmit ce simt. E o chestiune de sexualitate sacră care poate să permită, e un mesaj pentru unii, nu vreau să vă creez iluzii, dar pentru unii, conceperea unui copil special, în sensul de copil în lumină, star seed, copil de cristal, cu calități, un copil cu calități speciale. Pentru unii, nu pentru toți. Dar aveți să vă echilibrați, să blocați și să echilibrați niște trădări, 10 de aer. Să întoarce spate la acele trădări, trădări care sunt... cauzate de dorința de a avea, iau-te, regina de pământ, a unei energii feminine care și-a dorit foarte mulți bani și care a trădat. Trebuie să blocați acest lucru, unii dintre voi, și să renașteți într-o nouă direcție către o energie feminină integră. Nu știu de ce ați avut, deci vorbesc pentru acum, este un bărbat sau sunt niște bărbați care trebuie să aleagă într-o energie feminină lipsită de integritate, care și-a folosit trupul eventual pentru bani, și o energie feminină de succes, care nu-și folosește trupul, își folosește calitățile munca, e 6, care a muncit pentru succesul său, e casa 6-a Fecioarei, care a muncit pentru succesul său, muncește, nu-și folosește trupul pentru, chiar dacă atrage publicul, atrage publicul pentru că a muncit, pentru că merită. Mesaje. Dacă sunteți doamne, probabil că recunoașteți acest bărbat sau în momentul în care vă eliberați de frustă, de neîncredere, vă veți descoperi perechea. Acum, bărbați, femei, orice ați fi, mergeți către o pereche, o colaborare care vă va aduce succes financiar, profesional și cu nouă de bâte, vă va debloca. Veți renaște, vă va debloca. Asta, deblocaj.
dintr-o poziție foarte strictă. Ia uite, turnul. 16 iar este numărul acestui an, acest an. Evenimente neașteptate vă transformă viața. Aici este o clădire, aici în turn de obicei o clădire trăsnită. Deci situația neplăcută care a stat, într-un mod neașteptat, se va transforma. Și vă va aduce relații echilibrate. Ia, odată. A, nu, am uitat să iau aceste de cărți. Scuzați-mă, curățăm cărțile. Alte mesaje pentru numărul 4. Acum, pentru unii dintre voi, poate sunteți astrăit un cuplu, bărbat, femeie, soț-soție, ori căsătorie, ori relație de lungă durată, bazată pe bani, cineva a trădat, în fine, posibil și asta. Uite, aveți răbdare, 7 de monede, până vă veți culege roadele muncii voastre, independența voastră, succesul. Aveți răbdare. Exact ce am zis mai devreme, femeia aceea de succes pe care am văzut-o mai devreme a avut răbdare cu sine, a lucrat zi de zi, a creat cu răbdare noi concepte, noi proiecte și și-a atras succesul. Și voi la fel. Energie feminină și energie masculină. Interesant, ambrii cu 9. Ambrii lucrează la spiritualitatea, la creșterea lor, în diferite moduri. Interesant, aici apare o femeie gravidă și aici am vorbit de sexualitatea unui bărbat, o sexualitate care se va transforma în acest proces prin care trece. Eu asta aud, asta transmit. Inocență. Proiecții. Da. Aș spune că trebuie să vă regăsiți inocența, puritatea, lumina, lumina interioară, înțelepciunea, dincolo de relațiile, exact, soarele, relațiile care v-au pus în umbră, care au creat proiecții, care v-au ținut într-un trecut întunecos, într-o karmă. Eliberați-vă cu acest rebel. Aveți o nouă viziune asupra vieții, asupra voastră, asupra potențialele voastre. Găsiți-vă echilibru dincolo de sentimentul de vină. Cineva v-a învinovățit, eventual. De confort! De confort! Sunt multe mesaje, vă rog frumos să vedeți cum le așezați în viața voastră. Văd un mos, ia uite, apare iar transformare. 13, moarte și renaștere. Metamorfoză, susțin acest proces. De transformare, de metamorfoză. Am zis mai devreme ca să vă ajut. Metamorfoza, are mod special acest fluture. Fluturele înainte să fie această superbă energie, ființă, nu e ființă, e ceva special, da? A fost cândva larvă, s-a târât pe pământ, a depins de material, a depins de financiar, a depins de alții. A fost pus la pământ. Dar a intrat într-o perioadă de izolare, de întuneric, de izolare, de eremit, că apare nou, nou, două ori, tocmai ca să se transforme. Nici voi nu știți, nici ei n-au știut în ce vă veți transforma amândoi, dar când veți întâlni voi cu perechea voastră, un bărbat și o femeie, da? Amândoi puternici, amândoi cu potențial special. Dacă n-ar fi bărbați și femeie, dar aveți aici coming together, vă întâlniți cu cineva. Și opte casa și a sexualității și a banilor, a morții și a renașterii. Numărul 4, odată, de două ori, de trei ori. Da, iau ce frumos. Aș spune eu împăcare sau o regăsire. O regăsire sau împăcare cu femeia voastră divină, cu sufletul vostru pereche,
regele de cupe, împărăteasa, patru de bătăi, cu care puteți crea, puteți, ia uite, de care sunteți îndrăgostiți sau vă veți îndrăgosti, puteți crea o casă, stabilitate. Eu asta văd, asta transmit. Dacă ați avut o casă în care ați fost trădați, vă puteți reface viața. Azi o casă înghețată. Degeaba ai o casă mare dacă emoțiile dintre voi sau în voi sunt înghețate. Degeaba. Cum am spus ieri, apropo de ce am meditat eu la moarte și renaștere, la mormântul mamei, dacă stai o viață în chin lângă cineva, mai merită să te îngropi, să fii îngropat lângă personajul care te-a chinuit? Nu merită. Așadar, ieșiți din situațiile neplăcute, dați-vă timp să vă transformați, dați-vă timp și divinitatea, universul, cum vreți voi să ziceți, vă va găsi perechea, femeia potrivită, bărbatul potrivit și ei se vor transforma în paralel, în timp ce voi vă transformați. Decât să stați să așteptați, să visați la ei, gândiți-vă ce aveți voi de făcut, ei își fac lucrarea lor și uite așa, 4 de spade, 7 de spade, regina de monede, interesant. Și apare, ca și la numărul 3, apare acest mincinos, fugăcios, furăcios. În fine, 4 de spade. Cineva se vindecă după o dezamăgire, după o inimă frântă, după... și meditează. Se vindecă și meditează. Aspecte care țin de casă, 4, de relațiile pe termen lung, 7. De relația cu mama sau cu o energie feminină cu care au avut o relație mai îndelungată, poate. De o să clarific. Pentru unii dintre voi ați lăsat, nu știu, ori voi ați fost lăsați, dezamăgiți de un personaj care v-a ascuns multe și a mers către o altă energie, deci energie feminină lateral și energie masculină. Acest personaj v-a lăsat dezamăgiți, vindecându-vă singure sau singuri, și a mers către o altă energie feminină care a avut bani sau care le-a oferit stabilitate. Însă, hai să și vedem. 8 de bâte, la distanță, secrete, dezamăgire. Niște secrete la distanță, dar aș vrea să clarific. 4 de spade. 4 de spade pentru numărul 4. Nu știu, cineva a trădat aici. 4 de spade este clarificat de 7 de bâte și soarele. Protejați-vă energia, doamnelor, domnilor, cine sunteți dezamăgiți aici, protejați-vă. Da? Meditați cum să vă protejați energia. Apropo de soare, vedeți că ați apărut. Cum să vă protejați plexul solar, cineva va sub de energie. Probabil vreo persoană egoistă, narcisistă, va sub de energie. Protejați-vă energia și conectați-vă ca să vă reîncărcați la divinitate. Meditați sau în acest proces de vindecare prin care treceți, învățați să puneți granițe personale. Și punând granițe personale în fața celor care vă atacă, vă consumă energia sau vă perturbă succesul, bucuria, punând granițe în fața lor, veți avea timp să vă creați, apropo de creativitate, ce am zis mai devreme, să vă creați spațiul vostru sacru, relațiile voastre sacre, speciale. E chestiune de soare, de energie. La capătul setului de cărți.
A spune că cineva visează. Visează la un personaj îndepărtat. Un personaj care strălucește în public. Un personaj care strălucește în public. Are o viață banală, dar visează la un personaj care strălucește în public. Întâlnirea cu acest personaj sau visul aduce multe transformări profunde în viața sa. 7 de spade. Clarifică în 7 de spade pentru numărul 4. 7 de spade, regele de cupe. Cineva a fugit de dragoste, dar n-are cum să facă. Știi cum e? Minciuna are picioare scurte și cine ascunde dragostea o va descoperi. Cine fuge de dragoste, de ce fugi nu scapi? Mai e o vorbă. Deci minciuna are picioare scurte și de ce fugi nu scapi? Dacă fugi de dragoste mai devreme sau mai târziu tot te îndrăgostești. De-aia apare departe acea stea, acea femeie, acel soare, acea... Ia uite, eremitul. Zodia Fecioarei, avem Pești, Rac, Scorpion, Gemeni, Balanță, Vărsător. Baretul de spade. În tăcere, am zis mai devreme, în tăcere, în singurare, în acest palat de gheață, cineva trebuie să-și descopere sufletul, să studieze cum să se elibereze de acea gheață, de acele restricții, să-și descopere energia, să renască. Clarificăm regina de monede. Regina de monede. Pentru numărul 4. Poate să fie o mamă, poate să fie o rudă, dar hai să mai vedem. 6 de cupe. Poate să fie mamă și copil? Da, cineva vrea să iar apare 7 de monede, să investească într-o nouă etapă între voi doi, cum să veniți împreună, cum să reveniți împreună eventual. Se stresează mult cum să vă conecteze, ce să vă scrie. Simte multă pasiune, își dorește să investească, dar își face multe griji. Am o parte pe 6 de cupe. Uite, o distanță, distanță. E o distanță. Distanța va separa, turnul acela va separa, de se dorește renașterea, judecata. O nouă etapă, după perioada de tăcere, eremitul. O nouă etapă în care să manifestați romanță, să manifestați ceva frumos. Se dorește o renaștere. Ia, să mai clarificăm un pic. Curățăm cărțile pentru numărul 4. Iar apare regele de monede și regina. Deci de 2 regele de monede. Asta înseamnă stabilitate. Energie masculină stabilă. Turnul iar apare și 2 de bâte. Separarea dintre voi și cineva. Clarificăm. 4 de spade. Și soarele și 7 de bâte. Clarificăm. 4 de spade. Deci energia feminină se vindecă. O energie masculină care nu a arătat dragostea, a ascuns dragostea și s-a întors ori către mama sa, ori către vreo soție sau vreo persoană cu care are copil sau persoană care a asigurat stabilitatea, confortul fizic într-un anume fel. Dați în urmă, da? I-a asigurat confortul fizic
Ia uite. Și se simte vinovat acest personaj. Patru de spade. Cu alte cuvinte,